Nu și românașul, gata, i-am rupt ei. Ha? Asta după protestul de astăzi. Nu ca nie asta, bă, eu îți spune, i-am rupt, șo, i-am rupt, ai văzut românașul? Uai, tu ai văzut, ai cât... Câtă lume au fost la meeting, ei? Da. Uai, fix ca la adunările și alea naționale, tu m-a de până 89, ei. Da, tu pe șirea nu le-ai văzut, că voi îl mai aveți pe atunci pe Ceaușescu a vostru, așa? Da, da, cam așa. Românaș, băi, dar și chestii au mai fost ai și adunările și alea din 89, bă. Uai, bă, nici nu-i vine credit, știi, parcă și seama-i tătăi. Băi, uai, românaș, uai, să se adune în piața asta din Chișinău 100.000 de lume. Tu zici și asta e 100.000 și să vină singură, să nu mâine nimic cu deasâla. Până la asta cum era? Ne puneau cu deasâla să ieșim de două ori pe an la demonstrații. De ziua Revoluției, pe cât era, pe 7 noiembrie, și deam din 1 mai. Și ce facem? Trecem prin fața lui Lenin și a brdănoșilor ăia de Boghiuș Grosu și le fâlfâiem așa, futuram din mâine. Noi la fel făceam cu Ceaușescu pe 23 august. Băi, romna, băi, și șudă n-era niei, că eu jășind pe atunci și el mai tânăr la noi din colectiva, păi îmi dădeau niei stârâi. Ba un lozung cealaltă, ba un portret al lui Brejnev, ba un flag. Și după paradă, și se întâmpla? Tăți pățanii ca pățanii, duce eu blind la o pivă, dar eu trebuie să-l car pe Brejnev înapoi la lucruri. Băi, de șudă când îl aducem înapoi într-un sclad acolo, păi îi bortilem nafi cu ochii cu încheroane, că așa îmi borță-i. Și al pala lați vârlem, crași în sus acolo, după, lângă un perete. Și n-ai avut probleme? Yeah. Spru asta e, știu, dar eu facem asta așa, ca să nu mă vadă nimeni. Mă uitam stânga-ndreapta dacă nu vine nacelnicul. El e drept că odată m-a întrebat presidatele partcoma de ochii bortelița lui Brejnev, dar eu când ți-am tuns acolo un teatru, zic, Igor Petrovici, dar vă știu, dacă chiar mă octacoi, ia ca da pasta vil partretam, ol băl glazami, vse-o ca nada, Igor Petrovici, și mă credea e comunistă, știi? Adică îi ziceai că era cu... Băi, romnaș, băi, dar știi și-mi pare nii rău că n-am luat azi la mitic, vă am portrete de alu filea ori placa cu ochii bortiliți, scoși, dar nici vă, las că am să iau data viitoare. Te-ai văzut, romnaș? Uai, tu ai văzut, ai cât norod, ei, uai, cât norod, ei, gata, românaș, și mai grei, noi îi rupim, și eu îți spun eu că îi rupim. Aia, ești chiar așa de optimist. Românașul, și optimist, ei, s-o trezit, ei, moldovan, uai. Ei, nu spune. El e drept că moldovanul nostru greu se trezește, dar de-a doarme. Dar, amu, eu zic că n-aș șiba așa, n-aș și chiar așa cum era întotdeauna, m-aș șiba altfel, ei. Numai de n-ar adormi cei care conduc ai protestele astea. Pățani, uai. Ați trezit norodul, ați văzut și puterea vieții în mâine, amul la puterea asta trebuie și o lepțică de cap. Exact, e nevoie de o bună organizare. Dar ca nici n-aș nu ia să știi ca în anecdot și ăla, sila este umaninada. Adică, nu tu nu înțelegi, nu ca roci, tipa dacă ai de ăștia, de ai puterea, de a minte nu-ți mai trebuie. Nu-ți mai trebuie, da, despre asta spun și eu. Dar tu ai auzit ai cum o spus că faci mai departe? Pa, etapna românașul. Nu așa prostă, sfluturăm din pumn și suduim pe al de filea și placa de vă două ori și ne împrăștiem. Da, să-i ținem blintă timpul la control. Da, asta e o idee foarte bună. Ap, românaș, eu și vreau ei să-ți spune. Uai, vreau să spun că eu numai de două ori în viața mea am simțit că camă și eu ai țară și că moldovenii sunt moldoveni. În 89, la Marea și Adunare Națională, și azi. Până în 89 eram cu toții și un fel de vinegretă-i. Mi-ați noi salat, poate n-ați bani în Sovietul Săiut. Dar în 1989 am văzut că, băi, da, noi suntem moldoveni. Bine, dar după independență nu te-ai simțit moldovean? Românașul, ia ca nu, ei. Ei, până în 89 avem un haziain, piruș, și după 89 ne-a venit alt haziain, tâlharii noștri. Și știi ce vreau să spun, românașul, ei? Ei, tâlharii noștri sunt mult mai strașnici decât rușii. Păi și aia luau și aia, dar de luat îți luau, dar tot îți mai lăsau, ei, și ții ceva. Da, ăștia noștri, ăștia nu-ți lasă nic, românașul, ei, te lasă cu chelea goală, cu gol. Da, trist. A, povies? Tu observi la mine cum șetșor s-au schimbat sobrojenile, nu în smâsle, vidierile mele despre moldoveni. Până în 89, nii moldovenii îmi păreau din niciun fel.
În 89 moldovenii noștri ni s-au părut niște pațani de dobă, причём toți zicem că stăchimi можно в разведку идти, cum zice. Nu știu ce poți duci la разведку. După care, după 89 de-am când am venit la puterii tâlhărimea moldovnească, ap, ne-am zis, care-i razvedcă, mă, care-i razvedcă, e, moldovan nostru, e, el te vinde și te cumpără de 10 ori. Băi, romnaș, șamu, uite, îți spun drept, uite, ca la un frate îți spun, e, e ultima dată, e, când eu mai cred în moldoveni, dar ultima dată, dar mă jură, dacă șamu... Ой, молдовей, ой, так шаму вы козлит, шну фасть порядка цара вастры. А все, ой, гата, ромнашу, я пун крусь пи молдовей, пчем пте де уна. Эй, кяраша. Я как кяраше, все. Мы, хай, сищу, пати, ну сор май козли, кум зич ту молдовей. Кла козлияла тос не причепим, штинь?